Haideți să deschidem Biblia la Evanghelia după Luca, la cel de-al 10-lea capitol, pagina 1002. Evanghelistul Luca, în capitolul 10, de la versetul 25 la versetul 37, prezintă una dintre cele mai cunoscute pilde din toată istoria biblică, și anume pilda samariteanului milostiv. Titlul predicii din această dimineață este Doamne, ai milă. Știu că noi folosim expresia asta câteodată în sens peorativ, nu neapărat în sensul ăsta biblic. Dar învățând de la Dumnezeu în această zi ce înseamnă mila, vom învăța în mod practic cum să aplicăm mila în relația noastră cu ceilalți. Dacă aveți telefoanele pornite, puteți să intrați pe info.luminaoradea.ro sau să scanați codul QR din fața voastră, unde veți găsi și schița predicii. Vreau să vă încurajez să faceți lucrul acesta. Vreau să vă încurajez de asemenea să folosiți rețelele noastre de socializare. Am mai făcut treaba asta și am văzut care e efect. Deci suntem aici sute bune de oameni. Dați-vă seama, dacă fiecare dintre voi ați da un like și o distribuire live-ului nostru, ar ajunge la foarte mulți oameni. Oamenii ăștia fac o muncă extraordinară pentru ca acest cuvânt al lui Dumnezeu care e vestit aici să ajungă la cât mai mulți oameni. Prin urmare, atât pe Facebook-ul bisericii, cât și pe Instagram-ul bisericii, există foarte multă muncă și munca asta vrea să ajungă mai departe la ceilalți. Ăsta e scopul. Aceste lucruri nu sunt pentru noi aici, ci pentru ceilalți care nu pot ajunge din motive obiective, așa că nu uitați. Puteți să faceți treaba asta. Vă dau dispensa asta chiar în timpul predicii. Dacă dați like la pagina Bisericii Lumina, puteți să vă intrați și să vedeți despre ce e vorba. Așadar, începem predica, Evanghelia după Luca, din capitolul 10, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Voi citi cuvântul și, așa cum deja v-ați obișnuit cu mine, în timpul în care îl citesc, îl și explic. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Observați că omul acesta îi adresează Domnului Iisus o întrebare, și dacă o să citiți pildele Domnului Iisus, și sunt convins că deja ați făcut-o, veți vedea că fiecare pildă răspunde unei anumite întrebări. Pilda cu samariteanul milostiv răspunde întrebării adresate de acest om, pe care Biblia îl cataloguează ca fiind învățător al legii. O altă traducere, noua traducere a Bibliei, e ceva mai explicită și în loc de învățător, pentru că atunci când spui învățător s-ar putea să te gândești la un simplu profesor, noua traducere folosește expresia expert în lege. Deci omul acesta era mai mult decât un simplu învățător al legii, era un expert în legea Vechiului Testament. Și adresează Domnului Iisus o întrebare, dar spune Biblia că motivația întrebării lui nu este una bună. Îl întreabă pe Domnul cu scopul să-l ispitească. Și când spune că cuvântul lui Dumnezeu că îl întreabă pe Domnul cu scopul să-l ispitească, acum în Biblie cuvântul ispită înseamnă mai multe lucruri. Noi de obicei când folosim cuvântul ispită ne gândim la tentația de a păcătui. În mod evident, nu asta era intenția acestui învățător al legii. Cuvântul ispită mai înseamnă și încercare. Adică acest învățător al legii, acest expert în legea Vechiului Testament, vrea să încerce cunoștințele Mântuitorului cu privire la legea Vechiului Testament. Și probabil că vrea să-l prindă cu o anumită greșeală. Și îl întreabă cea mai importantă întrebare din câte întrebări ne putem adresa cu privire la viața noastră în lumea aceasta. Și întrebarea este aceasta. Rabi, învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Sau mai pe românește, ce aș putea eu face să am parte de viață veșnică? Ce aș putea eu face să am parte de rai? Și Domnul ar fi putut să dea un răspuns foarte scurt și tot textul nostru s-ar fi încheiat cu un răspuns foarte scurt. Știți care ar fi putut să fie răspunsul? Domnul i-ar fi putut spune așa: nu poți face nimic. Și gata. Dar Domnul răspunde cu o altă întrebare.
Dacă v-ați uitat la Mântuitorul Iisus, atunci când cineva adresează o întrebare, de obicei răspunde cu o întrebare. Știți de ce? Acum, eu am fost o vreme profesor și am învățat ceva. Am învățat că e foarte înțelept să nu le dai oamenilor tu răspunsul, ci să-i călăuzești cu întrebări ajutătoare pe ei înșiși să ajungă la răspuns. De ce? Pentru că dacă le-ai dat tu răspunsul direct, după aceea s-ar putea, într-o situație critică în viață, aplicând răspunsul respectiv în viața lor, să dea vina pe tine. Ba mai mult, când omul ajunge să ia răspunsul de la tine, nu-i răspunsul lui, ci răspunsul tău. Și când dă de greu, când ajunge la încercare, când aplicarea acelui răspuns presupune o încercare, întotdeauna face pasul înapoi. Dar când concluzia e a lui, omul e gata să lupte. Pentru că știe că a ajuns acolo prin proces de gândire și convingere personală. Prin urmare, Domnul nu-i dă răspunsul, ci îl călăuzește întrebându-l și îl întreabă. Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Acest cum citești în ea înseamnă cum interpretezi tu legea. Pentru că, vedeți, doi oameni citesc din lege, citesc Biblia și găsești vreo două, trei răspunsuri diferite. Sunt unii care se contrazic singuri de mai multe ori. Și Domnul îi zice, cum citești un lege? Tu ești expertul în lege, tu ești învățătorul legii. Spune-mi tu, care e răspunsul legii cu privire la întrebarea asta, care e cea mai importantă întrebări din câte pot exista vreodată. Și întrebarea este, vă amintesc, ce pot face eu ca om muritor să ajung la viață veșnică? Ce pot face eu să am parte de rai și de răsplată veșnică? Ce scrie în lege? Și acum versetul 27 pe mine personal mă convinge de faptul că într-adevăr omul ăsta era un expert în ce privește legea, pentru că reușește să sintetizeze, adică să cuprindă într-o propoziție destul de scurtă esența legii cu privire la mântuirea sufletului. Sau cu privire la mântuirea personală, că ăia din Vechiul Testament nu credeau toți în existența sufletului. Sau ca să nu spun că nu credeau toți, credeau puțin în existența sufletului. Și acum, iată răspunsul, versetul 27. El a răspuns. Nota 10 la răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și, dacă asta nu era destul, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu îl văd pe omul ăsta ridicându-se în picioare în momentul în care Domnul îl întreabă, tu ești expertul în lege, dă răspunsul, parcă îl văd aranjându-și așa puțin costumul și spunându-i Domnului, Doamne, să știi că ai întrebat omul cel mai potrivit pentru treaba asta. Și dă răspunsul ca la carte. Și acum ați fost atenți la răspuns? Eu vă întreb, voi cunoașteți pe cineva să împlinească versetul ăsta? Dacă e unul între voi, suntem aici mulți oameni dimineața asta, dacă e unul aici, astăzi, care împlinește versetul ăsta, dar în mod perfect, eu îl rog să se ridice în picioare. Fiți atenți, că s-ar putea ca cineva așa să nu fi fost atent și să se trezească ridicându-se, că mi s-a mai întâmplat treaba asta, dar s-o ridica la altă întrebare. Mai zic o dată, fiți atenți. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, adică cu toate gândurile tale, cu tot sufletul tău, cu partea ta spirituală, cu toată puterea ta, adică la maxim, și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vă dau un exemplu practic. Aproapele tău ca pe tine însuți. Adică pe tine te-ai iubit atât de mult încât ți-ai cumpărat o mașină. Vecinul tău, care e aproape de tine, nu are mașină. Îl iubești ca pe tine însuți. Îi cumperi și lui una. No, eu vă întreb pe voi, care dintre voi, care om în lumea asta, împlinește versetul 27? Cunoașteți? Dacă nu sunteți voi, că nu suntem noi așa pocăiți, e clar. Dacă cunoașteți pe care v-a lăsat la birou info, numele, adresa, vrem să-l cunoaștem. Îl vom canoniza. Va fi primul sfânt penticostal din istorie. Eu cred că atunci când expertul legii rostea acest cuvânt, el nu realiza de fapt ce zice, pentru că Domnul îi dă șahmat în următorul verset, când îi zice în versetul 28, bine ai răspuns, și parcă îl văd pe ăla, na, păi clar că sunt expert în lege, bine ai răspuns, era evident, bine ai răspuns,
Fă așa și vei avea viață veșnică. Și îl văd pe omul ăla, dintr-o dată asta e șahmat. Fă așa, adică să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, cu toată ființa ta, nu oricum, la maxim și pe aproapele tău, fix la, mult, la fel de mult cum te iubești pe tine. Și omul, v-am zis, era încântat de răspunsul ca la carte pe care îl dă. Și așteaptă aplauze și când Domnul îi zice, bine zis, felicitări, notă maximă, no, bun. Fă exact cum ai zis tu. Nu ți-am zis eu, că dacă ziceam eu, ziceai că o zis rabii. Fă fix cum ai zis tu și 100% ajungi în rai. Și-l văd pe om, înseamnă că nu mai ajung în rai. Dar versetul 29 arată această desumflare a lui. De ce v-am zis asta? Dar el, observați, după ce Domnul îi dă șahmat, cu toate că el avea în plan să-l pună pe Domnul într-o situație cel puțin de disconfort, dacă nu să-l prindă cu ceva în legătură cu legea Vechiului Testament. Dar el, care voia să se îndreptățească, adică să justifice de ce a venit cu întrebarea aia și apoi a dat răspunsul, întreabă ceva care e aparent banal, dar întrebarea acestui expert al legii arată încă o dată profunzimea cunoștinței în legătură cu legea Vechiului Testament a acestui om. Zice, dar el a zis, și cine aproapele meu? Aparent întrebarea asta e simplă, cine aproapele tău? Uite ăla de lângă tine, stânga, dreapta, în spate, în față, aproape, cât de aproape? Câțiva centimetri, câțiva metri, cine aproapele meu? Cine-i aproapele? Pentru că e foarte clar din ceea ce spune legea Vechiului Testament, din ceea ce răspunde de nota 11 omul acesta, că noi oamenii nu putem atinge standardul perfect al lui Dumnezeu prin puterile noastre și că niciodată prin forța noastră nu putem ajunge la viață veșnică. Practic, Domnul Iisus îi spune acestui om, m-ai întrebat ce poți tu să faci prin puterile tale ca să ajungi la viață veșnică? Ți-am zis, nu poți să faci nimic. Sau dacă vrei, uite, zic, sar până aici. Doamne, dar nu poți să rii nici până acolo. Păi ca să ajungi la viață veșnică, trebuie să sar până aici. Dar, Doamne, eu nu pot să rii nici până acolo. No? Atunci nu poți ajunge la viață veșnică. Și atunci, întreabă învățătorul legii, dar n-ar fi cineva acolo, aproape de mine, care să mă ajute să sar până acolo? Dacă eu nu pot, prin puterile mele, cu forța mea, să-L iubesc pe Domnul Dumnezeu cu toată inima, cu tot cugetul, cu toată puterea mea și pe aproapele meu ca pe mine însumi, dimpotrivă, câteodată mă enervează la maxim. Dar ca să pot să fac lucrul ăsta, n-ar fi cineva destul de aproape de mine să mă ajute să mă ridic la nivelul ăsta al așteptărilor lui Dumnezeu? La nivelul poruncilor lui Dumnezeu, așa cum sunt ele în Vechiul Testament? Și Domnul Iisus îi dă răspunsul. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, și acum Domnul dă răspunsul la întrebarea asta. Cine e aproapele meu? Sau cine e destul de aproape de mine să mă ajute să ating standardul perfect de sfințenie a lui Dumnezeu? Și Domnul dă răspuns cu o întâmplare. Pentru aceia care se potignesc în faptul că noi predicatorii și mai ales noi bihorenii folosim câteodată ilustrații la predică. Iată că Domnul folosește de foarte multe ori întâmplarea ca metodă pedagogică, adică de învățare. De ce? Că Domnul știa un lucru simplu. Când spui o întâmplare, oamenii sunt mai atenți. V-am văzut și pe voi. Zice așa. Domnul zice o întâmplare. Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. O distanță, acum vă dau și distanțele astea, știu că nu vă ajută spiritual prea mult, dar ca să pricepe mai bine textul. O distanță de aproximativ 30 de kilometri pe un drum pietros, plin cu peșteri, motiv pentru care în peșterile acestea se ascundeau adeseori tâlhari. Și spune Biblia că omul acesta, zice Domnul Iisus, continuă întâmplarea lui, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, adică au luat tot ce avea, l-au bătut zdravăn. Când zice că l-au bătut zdravăn, știu că ăsta e un cuvânt iarăși mai vechi, dar ne dăm seama ce înseamnă bătut zdravăn, când citim ultima parte a versetului unde zice au plecat și l-au lăsat aproape mort. No, asta e bătaie zdravănă. Omul e lăsat aproape mort. Asta ce înseamnă că era aproape mort? Adică cei care treceau pe lângă el puteau bănui că e mort.
Aparențele exterioare arătau ca și când omul ar fi fost mort. De ce vă spun asta? Ca să justific pe următorii doi trecători. Că unul e preot și altul e levit. Unul e pastor și altul e lider de laudă și închinare. Și ca să-i justific pe ăștia doi, aș vrea să mă înțelegeți foarte bine, pentru că trebuie să înțelegem puțin și cultura din vremea aceea. Zice Biblia așa. Din întâmplare, povestește Domnul mai departe, deci omul căzuse și era aproape mort, deci părea mort. Se cobora pe același drum un preot. Când zice din întâmplare, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu știa sau că ar fi scăpat de sub controlul lui Dumnezeu. Nu, înseamnă pur și simplu că nu era un plan în privința asta. Că noi întotdeauna vedem câte o conspirație în ceva. Nu. Pur și simplu, atunci, pe lângă omul ăla care era căzut, aproape mort, la marginea drumului, cobora pe același drum un preot. Nimic neobișnuit. Venea de la Ierusalim, de la slujbă. Și când a văzut pe omul acela, ce zice Biblia? E acolo o propoziție care se repetă și mai încolo. A plecat, zice Biblia, a trecut înainte pe alături. Acum, îl înțeleg într-un fel pe preot, de ce? Pentru că preoții mergeau la templu, stăteau 2 săptămâni în templu, slujau, și după 2 săptămâni se întorceau acasă. Dacă s-ar fi atins de un trup mort după legea Vechiului Testament, însemna că e necurat. Și ce ar fi trebuit să se întâmple? Să se întoarcă înapoi la Ierusalim, să treacă prin niște ritualuri de curățire, să mai petreacă acolo o săptămână după 2 săptămâni în care a slujit. N-avea niciun chef de treaba asta. Îl vede pe omul ăla, nu putea să știe dacă e mort sau viu. Presupune ceea ce-i convine, că așa facem noi. Întotdeauna presupunem ce ne convine. Îl vezi pe unul că cerșește, zici, lasă-mă că ăsta bea. Nu-ți mai bați capul să-l întrebi. Îl vezi pe unul care are o problemă, îl vezi căzut jos. A, păi ăsta sigur o bău ceva. Nu te gândești, mă, oleșinat. Și vezi oamenii trecând pe lângă un om căzut la marginea drumului. De ce? Pentru că întotdeauna presupunem ce ne convine, ce ne avantajează. Niciodată nu o să presupunem ceva ce e în avantajul celui căzut. Nu. Ne gândim, mă, dar dacă mă opresc acum, mă ating de el, îi mor, ce fac? Mă întorc iar o săptămână, n-am slujit eu pe Domnul 2 săptămâni. Mă înțelege Domnul, mă duc mai departe. Că de înviat eu nu-l pot învia, numai Domnul poate învia. Vine și Levitul și Biblia spune exact la fel. O trecut prin locul acela, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar știți de unde, știți de ce nu și-o da seama că omul ăla încă nu era mort? Pentru că aici zice treci, a trecut înainte pe alături, adică o păstrat distanța. O păstrat distanța. Uitați-vă la samaritean ce face. Dar un samaritean. Aici o conjuncție adversativă, îmi place să folosesc cunoștințe de gramatică, pentru că tocmai s-au terminat examenele și vreau să le aduc aminte tinerilor că vacanța se va termina și ea mai devreme sau mai târziu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot textul se schimbă, dintr-o dată curgerea textului se schimbă, când apare acest dar. Un samaritean. Când ziceai un samaritean la iudei, era ca și cum ai spune, nu știu, un răufăcător, un tâlhar. De unde ura asta între samariteni și evrei? Aproximativ cu 700 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, o parte din evrei, cei care se aflau în regatul lui Israel, au fost duși într-o robie, robia asiriană. Și mulți dintre ei au fost duși de acolo, o parte au mai rămas, dar totodată au fost aduși și alți locuitori. Ei, oamenii ăștia care au venit acolo au avut până la urmă, au format până la urmă un popor cu cei rămași. Au continuat să păstreze o parte din legea Vechiului Testament, dar totodată au împrumutat și din religiile lor. S-a format în felul ăsta o religie, religia samaritenilor. Am fost curios să văd dacă mai sunt și astăzi oameni care respectă religia asta, de ce n-ar fi, în moment ce sunt tot felul de religii, am descoperit că sunt aproape 1000 de oameni care mai respectă religia samaritenilor. Oamenii ăștia aveau ură pe iudei dintr-un motiv simplu. Sau ura lor începe dintr-un motiv simplu. Când iudeii, știți că, acum nu vreau să intru în prea multe detalii legate de istoria poporului, dar dacă tot am început, trebuie să spun, în vremea aceea poporul evreu era împărțit în 2 state. Țara lui Israel și țara lui Iuda. Când țara lui Iuda, de asemenea, a fost dusă în robia din Babilon și s-au întors de acolo cu scopul să reconstruiască templu, ăștia rămași aici, samaritenii, care erau, așa cum v-am spus, un popor format din evrei care au rămas acolo după robia asiriană și
parte din popoare aduse să locuiască acolo. Oamenii ăștia au vrut și ei să primească recunoașterea că sunt și ei parte din poporul lui Dumnezeu și au vrut să participe și ei la construcția templului și n-au fost primiți. Că iudeii au zis, voi nu sunteți evrei adevărați. Motiv pentru care cu 300 de ani înainte de Hristos ei și-au făcut și ei templul lor, de un templu din ăsta, dacă ar fi să luăm în termeni de astăzi, cum sunt hainele făcute în China, made in China. Adică o copie. Au făcut un templu care să copieze templul din Ierusalim, dar nu era un templu original la ei, la Samaria, pe muntele Gerizim. Și acum, de aici a început o ură extraordinară între samariteni și iudei. Dar totodată samaritenii erau cunoscuți și pentru, să zic, apucăturile lor, pentru violența lor. De-aia când apare în textul nostru, dar un samaritean, oamenii aia care nu au fost atenți până în momentul ăla la întâmplare, îi văd dintr-o dată atenți că se așteptau să urmeze. Se gândeau, no, dacă a trecut preotul și a trecut levitul și nu l-a ajutat, ăsta a venit și l-a executat. În mod logic, cam asta urma în mintea lor. Dar un samaritean care era în călătorie, a venit în locul în care era el, a venit în locul în care era el. Vedeți, asta e diferența între samaritean și ceilalți doi. Ceilalți doi păstrează distanța. Ce face samariteanul? Samariteanul se duce acolo unde era cel căzut la marginea drumului. Știți de ce cred eu că are tupeu să facă asta? Pentru că eu cred că el a mai trecut prin ceva asemănător. Era un om trecut prin viață, nu unul din categoria sfântocilor. L-a văzut pe ăla căzut la marginea drumului, nu s-a gândit la ritual de curățire, nici nu-l interesa de ritualul de curățire. S-a dus și zice, s-a apropiat de el, s-a dus acolo unde era. Îmi place așa de mult expresia asta. A venit în locul în care unde era el. Noi așteptăm ca oamenii păcătoși, morți în păcatele lor, să vină unde suntem noi. Dar în realitate, noi trebuie să ne ducem acolo unde sunt ei. Să-i căutăm acolo și să-i aducem aici. Noi stăm în biserică și zicem, Doamne, adu-i în casa ta. Doamne, de pe toată fața pământului ne rugăm. Câteodată am văzut că bisericile aveau o perioadă în care se rugau pentru țări, Filipine, nici nu știam exact pe hartă, pe unde. Și nu-i rău că ne rugăm pentru misionari și așa mai departe. Dar ce facem noi, câteodată Dumnezeu îi aduce, dar ce facem noi ca să ne ducem acolo? Zice că samaritanul nu s-a gândit de multe ori, bă, dar dacă sunt acolo niște tâlhari care mă așteaptă și pe mine, dacă ăsta numai se face pe mortul și încă patru pregătiți să mă execute pe mine, nu-și pune întrebarea asta. Cred că samaritanul stătea bine și la capitolul ăsta. Adică era tare pe picioare. Și zice Biblia că s-a dus acolo unde era el și acum, versetul 34, s-a apropiat. Mai zic o dată că asta e o expresie de care noi fugim în contextul nostru românesc. S-a apropiat. La noi păstrează distanța. Când a fost pandemia, nici nu ne-am dat seama foarte exact. La noi, în biserici, e foarte bine să păstrăm distanța. S-a apropiat. Dar de ce s-a apropiat? Ca să aibă ce să bârfească? S-a apropiat să afle mai multe despre el. S-a apropiat să poată merge în sat să zică, bă, l-am văzut pe ăla, era mort de beat la marginea drumului. Nu. S-a apropiat. Dar de ce s-a apropiat? Că unii se apropie de tine doar ca să te poată bârfi mai bine, doar ca să te găsească vulnerabil sau să profite de pe tine. S-a apropiat, i-a legat rănile, i-a turnat peste el un de lemn și vin medicinal, pun în paranteză. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, pe măgarul lui, l-a dus la un han, s-a îngrijit de el, observați, nu doar că i-a pus un de lemn, l-a dezinfectat și apoi, Doamne ajută, dacă te-ai trezit, te-ai trezit. Nu, face toată treaba asta până la capăt. Și vreau să vă spun ceva. Când ajuți, trebuie să o faci până la capăt. Îmi place mult lucrul ăsta. Zice, l-a luat, l-a dus până în han, dar nu numai că și acolo în han, ascultați ce zice. Zice, a doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, 2 dinari, în vremea aceea un dinar era plata pentru o muncă, pentru o zi de muncă grea în agricultură, i-a dat 2 dinari hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Deci avea și credibilitate, nu numai că îi dă pe caiet, cum era pe vremuri la noi, când mergeai și cumpărai și te scrie acolo pe caiet, o cumpărat 3 pite. Dacă știa că nu dai banii, degeaba, nu ți-e scria. Dă banii, că tu nu aduci banii de obicei. Dacă îmi dispune hangiului, vezi că dacă mai trebuie să cheltuiești ceva, eu voi plăti,
înseamnă că omul ăsta era un om credibil. Mai înseamnă ceva. Înseamnă că era un om destul de înstărit. Că la noi la pocăiți câteodată e și o, nu știu cum să o numesc eu, propagandă din asta care sună bine în biserică, în care proslăvim sărăcia și boala. Dar în realitate nimeni nu vrea să fie bolnav și sărac. Nu ziceți amin, dar ăsta e adevărul. Dacă vrei să ajuți pe cineva, trebuie să ai cu ce să ajuți. Noi tot vorbim de ajutorare, dar dacă nu ai cu ce să ajuți, doctore, ajută-te pe tine. Tocmai de-aia în Biblie, dacă vă uitați și urmăm, dacă urmăm legea lui Dumnezeu într-o societate normală și relativ dreaptă, poți să ajungi la un nivel la care tu și familia ta să o duci destul de bine și să-i ajuți și pe alții, dacă nu ești leneș și dacă nu ești bolnav. Dacă ești bolnav, atunci e normal să fii ajutat de alții. Altfel, ca să fii samaritan milostiv, trebuie să ai cu ce să fii samaritan milostiv. Dar o să vorbim și despre asta. Doamne, ai milă și mă rog în această zi, această expresie, să fie valabilă pentru fiecare dintre noi. Și mă rog așa, Doamne, ajută-ne să reflectăm la rândul nostru mila noastră pe care am primit-o de la tine față de ceilalți. Amin. Acum, întrebarea rămâne, cine este aproapele meu? Am stat de vorbă în urmă cu puțină vreme cu un bărbat. De fapt, a trecut ceva vreme. Da? Timpul trece atât de repede încât nici nu realizăm treaba asta. Care era bolnav de cancer într-o formă terminală, la vârsta de 31 sau 32 de ani. Și bărbatul acesta îmi spunea, zice, atunci când am realizat cu adevărat că voi pleca din lumea asta, pentru că îmi spunea, știu că nu mai trăiesc mult, Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut lucrul acesta, medicii mi-au spus că mai am de trăit o lună și ceva, și într-adevăr omul a mai trăit vreo 2 luni de zile, și mi-a spus, atunci când am conștientizat că în primă fază e negarea, omul neagă, încearcă să găsească soluții și normal să fie așa, când am realizat că până la urmă va trebui să plec din lumea asta, următorul gând, primul gând a fost ăsta. Când eu voi pleca, oamenii aceștia care mă iubesc, care sunt lângă mine astăzi, copiii mei, soția mea, familia mea, părinții mei, toți oamenii ăștia, în primă fază, vor fi devastați, vor fi întristați. Dar timpul va trece. Rana va rămâne mai departe acolo, durerea va rămâne mai departe acolo, dar ei vor trebui să-și continue viața. Într-un an, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Și îmi spune el, acum mă gândesc la mormântul bunicului meu, pe care l-am văzut în urmă cu ceva vreme. Un mormânt care nici nu prea era îngrijit și mi-am dat seama că, de fapt, la bunicul ne mai gândeam doar din când în când, de sărbători, când treceam prin sat. Și am realizat că vor trece ani și oamenii vor uita de mine. Și am înțeles că, într-o situație de felul acesta, nimeni nu mă poate înțelege. De fapt, eu, scriitor român, probabil cel mai mare romancier român, Liviu Rebreanu, care spune despre soarta omului așa, omul este ca un univers închis, cu legile proprii, care îi conduc viața efemeră, tot atât de departe de ceilalți oameni, ca și un astru de ceilalți aștri, fără niciun mijloc de comunicare reală cu nimeni. Adeseori, iluzia aceasta, comuniunii cu semenii, te înșală doar până în momentul unei mari zdruncinări, când deodată îți dai seama că nici părinții, nici frații, nici prietenii, nimeni nu te poate nici ajuta, nici măcar înțelege. Și atunci rămâne întrebarea, cine este aproapele care mă poate înțelege? Și răspunsul e unul singur, e samaritanul milostiv, care a coborât în lumea aceasta, a murit pentru păcatele mele, a plătit prețul pentru ca sufletul meu să fie vindecat de undelemnul Duhului Sfânt, m-a spus sub protecția Lui în hanul bisericii. Numele Lui este Iisus Hristos. Aș vrea să spun în dimineața asta că nu-i nimeni destul de aproape de tine și de mine care să mă poată înțelege sau ajuta în viața aceasta mai mult decât o poate face însuși Iisus Hristos. Practic, ăsta e strigătul acestui învățător al legii, care realizând că nu poate să se ridice la nivelul așteptărilor lui Dumnezeu conforme scrierilor Vechiului Testament, spune, Doamne, cine e aproapele meu?
Cine mă poate ajuta atunci? Că noi ne întrebăm, sunt momente în viața asta și haideți să fim realiști, sunt momente dramatice în viața asta. Ai senzația, zice, mă, numai pentru copilul meu muncesc, așa mi-o zis cineva. Cu toate că în vorba asta, fie vorba între noi, o mare ipocrizie, că nu e așa. Dar fie așa. Zice, numai pentru copilul meu muncesc. Dar în ziua în care copilul i s-a îmbolnăvit de cancer, l-a ținut în brațe, s-a dus la doctor și a zis, domnul doctor, dau cât bani trebuie. Și doctorul a zis, nu trebuie să dai niciun ban, dar nu putem face nimic până aici. De aici încolo, numai Dumnezeu. Aș îndrăzni să spun că există o limită a apropierii legată de oameni. Da, oamenii cu cele mai bune intenții, da, oamenii care te iubesc cel mai mult, da, oamenii care sunt cel mai aproape, da, chiar părinții tăi care ar fi gata să moară pentru tine, au o limită a apropierii în ce privește înțelegerea ta. Nimeni nu te va putea înțelege așa cum te înțelege Iisus Hristos. Știți de câte ori mi s-a întâmplat să mă duc în spital să fac o rugăciune pentru cineva bolnav și să spun Dumnezeu să vă binecuvânteze și să mă ierte Dumnezeu că am avut o perioadă în viața asta când mergeam și le explicam la oameni și mă uitam așa la ei și le spuneam, să știți că sunt aici alături de dumneavoastră, și îmi spune o femeie odată, tu n-ai cum să înțelegi ce simt eu. Pentru că eu am primit de la doctor diagnosticul ăsta, eu voi pleca din lumea asta, dacă ce spun doctorul e adevărat, în câteva săptămâni, tu ești tânăr, tu îți vezi mai departe de viața ta, de realizările tale, și atunci mi-am dat seama că era atât de multă ipocrizie în atitudinea asta. De multe ori venim și la biserică, dăm mâna în modul cel mai superficial, dar în realitate nu-i nimeni destul de aproape de noi să ne poată înțelege, dar mai ales dincolo de această înțelegere să ne poată ajuta, în afară de unul singur care este Iisus Hristos, glorie Lui. Mai zic o dată, glorie Lui. Mai zic o dată, slăvit să fie numele Lui. Și astăzi celebrăm cina Domnului, aducându-ne aminte de mila lui Dumnezeu care se reflectă în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos ne spune și nouă astăzi, exact cum a spus acelui învățător al legii, du-te și fă și tu la fel. Adică dacă tu ai avut parte de ajutor, dacă lângă tine, aproapele tău, a fost Iisus Hristos, în clipele acelea grele în care nimeni nu te putea ajuta, la rândul tău ești dator să reflecți această milă pe care ai primit-o de la Dumnezeu față de aproapele tău. Dacă în clipele în care tu prin forțele tale încercai să scapi de păcatul din viața ta și te zdrobeai în plâns adeseori înaintea lui Dumnezeu și spuneai, Doamne Dumnezeule, cine mă va ajuta să scap de păcatul ăsta din viața mea? Și a fost acolo o mână nevăzută care prin pocăință și credință, prin Duhul lui Dumnezeu a intervenit în viața ta și te-a ridicat dincolo de ceea ce ai fi putut visa. Și se uită oamenii la tine și te uiți tu la tine și te miri și spui, bă, n-aș fi crezut niciodată că pot scăpa de păcatul ăla din viața mea, dar Dumnezeu a intervenit acolo unde nimeni nu putea interveni și dăm voie să spun, doar El e Cel care te poate înțelege și ajuta, slăvit să fie numele Lui. Și acum în modul practic, pentru că n-am făcut decât în mod expozitiv până în momentul ăsta să vă explic textul, în partea aplicativă, pentru că asta e partea finală a predicii, partea aplicativă, aș vrea să învățăm dacă mila lui Dumnezeu a fost arătată față de noi prin faptul că Iisus Hristos a venit în lumea asta și asta sărbătorim aici. Pentru ca prin venirea Lui să fie aproapele nostru, să ne ducă acolo unde noi nu puteam să ne mergem. Pentru că totul pornește de la întrebarea învățătorului legii. Doamne, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ca să moștenesc viața veșnică, ai nevoie de samariteanul milostiv. Și dacă ai avut parte de ce samaritean milostiv, în mod practic, învață și tu la rândul tău să ai milă. Și sunt două lucruri practice pe care vreau să le învățăm astăzi. Mila înseamnă sensibilizare și mila înseamnă ajutorare. Mila înseamnă sentiment pe de o parte, dar pe de altă parte înseamnă și acțiune. E ca o monedă cu două fațete. Mila înseamnă sensibilizare și mila înseamnă ajutorare. Mila lui Dumnezeu a însemnat faptul că Dumnezeu, uitându-se la mine, s-a sensibilizat, i-a păsat. A făcut primul pas, coborând în Hristos în lumea asta. Și apoi, nu doar că a fost mișcat de această dragoste extraordinară pe care o găsim în Vechiul Testament exprimată de foarte multe ori, dar și acționează coborând de lumea asta prin Hristos. Mila înseamnă sensibilizare și când spun sensibilizare înseamnă ceva și mai practic. Înseamnă durerea mea în fața durerii tale. Nu știu dacă a simțit vreodată o durere uitându-vă la durerea altcuiva. Dar dacă ar fi să definesc în vreun fel mila, așa cum o văd la Hristos, așa cum o văd la samariteanul milostiv, e durerea mea în fața durerii tale.
Mi-aduc aminte de un predicator pe care îl iubeam. Mulți dintre voi probabil l-ați uitat. Era un predicator înfocat, specific penticostal, specific vremii. Fratele Moise Lucaci. Un om care avea foarte mult putere în predicare, la evangelizare. Mi-aduc aminte că omul acesta la un moment dat s-a îmbolnăvit de cancer și când l-am întâlnit nu l-am mai cunoscut. Când a trecut prin tot iadul tratamentului, eram față în față cu el undeva la o conferință și nu l-am mai cunoscut. Doar când a început să vorbească, că avea o voce specifică, în momentul ăla l-am recunoscut. Și am simțit o durere extraordinară cunoscându-l și când a început să-mi spună, zice, măi frate, înainte mă sunau frații, dar când am ajuns bolnav, nu mai suna nimeni. Sau m-au sunat la început, dar după aceea au uitat de mine. Durerea pe care am simțit-o văzând starea lui, din punctul meu de vedere, asta este mila. E durerea mea în fața durerii tale. Mila e un sentiment de compasiune față de suferința altuia. Dar aș vrea să accentuez compasiune, nu compătimire. Că la noi, la români, e la modă nu compasiunea, ci compătimirea. Pentru că, zice Ibrăileanu, un scriitor român, mila, dacă nu e însoțită de o infinită iubire, este mai ofensatoare decât disprețul. Pentru că de multe ori compătimirea vine din orgoliu. Compasiunea vine din iubire. Compătimirea e atunci când te uiți de undeva de sus la cineva pe care îl socotești inferior și zici, săracul de tine. Vai. Vai ce ai mai îmbătrânit. Vai ce te-ai mai îngreșat în ultima vreme. V-am povestit că nu o să uit, dacă ar fi să explic ce înseamnă compătimirea, e atunci când am cântat eu, copil fiind odată, am cântat catastrofal. Și la final a venit un frate și s-a uitat așa la mine. Și o zice, așa prost cum ai cântat, totuși te iubim. Asta e compătimirea. Compasiunea e atunci când mă așez umăr lângă umăr, lângă tine și, la fel ca samaritanul milostiv, nu păstrez distanța, ci mă apropii de tine. Vin acolo unde ești tu. Chiar dacă eu sunt ceva mai sus, cobor acolo, umăr lângă umăr și îți spun, poate astăzi nu sunt cum ești tu. Poate astăzi, prin harul lui Dumnezeu, sunt mai bine. Dar în trecut am fost la fel. Și în viitor nu știu ce mă așteaptă. Sensibilizarea asta înseamnă. Sensibilizarea, de multe ori m-am gândit, mă, cum i-aș putea face pe oameni? Și acum mă refer în modul cel mai practic la Biserica Lumina. Pentru că noi avem o moștenire tradițională în privința asta. Și m-am gândit, cum i-aș putea face pe oameni să simtă mai mult unii cu alții? Și sunt trei lucruri pe care le-am descoperit. Prin comunicare, prin comparare, și nu compararea aia, o să vedeți despre ce e vorba, și prin transformare. Când spun prin comunicare, Biblia ne spune că samaritanul milostiv, îmi dau seama că a comunicat, de ce? Pentru că s-a apropiat de el. Nu există compasiune fără comunicare. Dacă tu vii la biserică, numai după ce începe programul, dacă se poate, și când se termină cu 5 minute ai plecat și nu vorbești cu nimeni, n-ai cum să simți cu celălalt. Când ne rugăm pentru cei bolnavi, v-ați gândit, de exemplu, când se zice aici un nume a unui om bolnav, că omul ăla e mai mult decât un nume, că omul ăla e un tată. Poate e vorba de cineva care la rândul lui are o grămadă de prunci. Când ne rugăm pentru un copil, te-ai gândit vreodată că acel copil ar putea să fie chiar copilul tău? Nu, de ce? Pentru că tu ai păstrat distanța. Distanța aia care te așează pe tine într-un loc de confort. Pe mine nu mă atinge nimica. Eu sunt aici în turnul meu de fildeș. Îmi văd mai departe de viața mea. Frați și surori, și în special vreau să mă adresez în momentul ăsta Bisericii Lumina. Dragii mei, aș vrea cumva să transmit, și ăsta e unul din motivele pentru care am ales în această dimineață să vorbesc de aici, să vă transmit lucrul acesta. Avem nevoie, suntem la Cina Domnului și Cina Domnului este sărbătoarea Comuniunii. Ne aducem aminte de mila lui Dumnezeu care s-a arătat față de noi prin faptul că Iisus Hristos a venit în lumea asta, samariteanul milostiv, cu toate că noi eram căzuți din cauza păcatelor noastre și ne-a ridicat. El s-a apropiat de noi cu toate că era sfânt și era Dumnezeu și a venit acolo unde eram noi. Din locul lui sfânt și perfect, din cerul lui Dumnezeu, a coborât în lumea asta păcătoasă. De ce? Ca să ne ridice de unde eram.
Și Domnul ne spune și nouă, cum i-a spus învățătorului legii, dacă eu v-am făcut așa, mergeți și voi și faceți la fel. Dragii mei, mă gândesc de multe ori ce aș putea să facem noi aici în biserică să creăm chestia asta mai mult, sensibilizarea asta mai mult. Și răspunsul este clar, comunicarea. Lipsa comunicării duce la insensibilitate față de problemele celuilalt. Adică dacă până și atunci când dăm mâna nu ne putem uita în ochii celui cu care vorbim, sau dăm mâna cam așa, sau toată părtășia la cina Domnului se reduce la cotul pe care îl dau celui de lângă mine când vin elementele. Ce comuniune? Noi zicem că suntem la comuniune, masa comuniunii, cina, părtășia. Ce părtășie? Sensibilizare. Sensibilizarea se produce prin comunicare. Apoi, ea se produce prin comparare. Comparare înseamnă empatie, adică capacitatea mea de a simți cu tine, de a mă pune în situația ta, comparându-mă cu situația ta. Preotul și levitul nu se pot pune în situația celui căzut la marginea drumului. De ce? Că ei se gândesc că lor nu li se poate întâmpla asta. Și acum vreau să transmit acest mesaj pentru, nu doar pentru Biserica Lumina, ci pentru toți pocăiții, dacă vreți. Pentru toți cei care se vor uita la noi și fac parte din comunitatea evanghelică. Dragii mei, ne-am închis între zidurile noastre. Avem senzația că suntem exact la fel ca preotul și levitul, mai bun decât alții. Alegem să ocolim drumurile unde ne gândim că ar putea să fie cineva căzut la marginea drumului. Ne alegem cu grijă să umblăm pe autostrăzile noastre, ca nu cumva să apară cineva pe drumul nostru să ne strice cumva buna dispoziție. Pe cât posibil să am numai vecini pocăiți, pruncul meu să fie numai la școală de pocăiți, când ies afară, numai pocăiți în stânga și în dreapta. Și trăim adeseori, am senzația că parcă suntem într-o seră de flori artificiale. Ridicați privirea. Nici nu vă dați seama câte probleme există chiar aici. Nici nu vă dați seama prin câte probleme trec poate chiar cei din casa voastră, pruncii voștri, chiar cei de lângă voi. Dar ne-am închis în așa zisa noastră atitudine de neprihănire. Nu uitați că și neprihănirea asta, zice Biblia, că nu e a noastră. Dacă o avem, o avem de la Hristos. Nu e a ta. Și dacă e a ta, o să te pierzi singur în ea. Că așa spune Biblia, nu fiți prea neprihăniți, să nu vă pierdeți singur în neprihănirea voastră. Am ales să umblăm pe autostrăzile noastre pocăiești în sunete de fanfară, mergând nu știu în ce direcție. Avem senzația că noi putem merge spre un rai artificial, uitând de fapt că Domnul Iisus s-a rugat pentru noi și a zis așa când s-a rugat pentru ucenicii lui: Tată, nu mă rog să iei din lume, ci mă rog să-i ții acolo, dar acolo, în întunericul lumii, Doamne, Tată, fă din ei lumină, păzește-i de rău. Dumnezeu nu te-a pus neapărat să ai în jurul tău numai pocăiți, ci Dumnezeu acolo la școală, unde te-a așezat, la locul tău de muncă, chiar dacă e mult întuneric, e mult păcat și te uiți și te miri de foarte multe ori și zici: Doamne Dumnezeule, cum de m-ai așezat aici? Dumnezeu te-a așezat acolo cu un scop. Și scopul nu să păstrezi distanța. Scopul nu să te pui tu undeva mai sus să zici: bă, eu-s pocăi, eu nu vorbesc cu voi, nici nu vă bag în seamă, eu o să mă duc într-o zi în rai și să fiu numai cu versete biblice. Nu, scopul e să te compari, să te compari, să mă compar. Eu de câte ori n-am auzit asta? Vai, dar mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Pă bune. Cum aud de unul că sunt bolnăvit de ceva? Mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Aud de pruncul lui cuiva că o păcătuit? Vai, dar pruncii mei niciodată n-ar face așa ceva. Serios. Lasă numai să mai treacă 3 ani și mai vorbim. Cum auzim de o nenorocire, de cineva căzut cumva, undeva? Oh, mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. De ce? Pentru că noi suntem în lumea noastră mică și artificială, în care totul pare perfect. Cum e, slăvit să fie Domnul? Bine. Voi, slavă Domnului. Și dă-i cu un verset. Nu știu cum aș face cumva să vă transmit asta. E din inima lui Dumnezeu această capacitate de a simți. Și această capacitate de a te uita la celălalt și de a te compara cu celălalt și de a te gândi: bă, dar într-o zi și eu s-ar putea să ajung acolo. Dacă Apostolul Pavel zice în Galaten, capitolul 6, versetul 1 și 2, ascultați toți sfinții din locul ăsta să-și pună centura de siguranță și să asculte ce spune cuvântul Domnului, zice: fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată, să vi se pare că o picat deodată, în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți, ca să nu fii tu la rândul tău ispitit și tu
ca nu cumva să ajungi la rândul tău să cazi. Și apoi continuă apostolul Pavel, zice: purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini în felul acesta legea lui Hristos, adică apropiați-vă unii de alții, așa cum samariteanul milostiv s-a apropiat de cel care era căzut la marginea drumului, nu ca să mai apese pe el, nu ca să-i spună: bă, ce ai făcut, de-ai ajuns aici? Ai luat o bătaie, nu degeaba, sigur tu i-ai provocat. Nu ca să-i poarte vorbe, nu ca să se uite: bă, ăsta pruncul lui, cui e pruncul ăsta? Nu, las că mă duc și le zic la tot satul. Nu s-a apropiat de el, zice Biblia, pentru ca să-i ungă rănile, să-l ajute, să ridice din starea, să-i poarte de grijă. Dacă să se întâmple asta, să se nască în inima noastră acest sentiment, oh, ce mi-aș dori așa de mult, ca în Biserica Lumina, când intră un om din afară, care n-a mai fost în viața lui la biserică, să simtă această compasiune. Nu atitudinea asta de superioritate, noi suntem aici un club de pocăiți, tu n-ai ce căuta aici. Noi suntem aici un club de sfinți, tu nu o să ajungi niciodată la nivelul nostru. Ce aș vrea că atunci când cineva din afară va intra în locul acesta, să simtă mila lui Dumnezeu, pentru că așa cum Dumnezeu a avut milă de tine, da, a avut milă de tine, ai uitat că Dumnezeu a avut milă de tine? Ai uitat cum erai tu în urmă cu ani de zile? Ai uitat de unde te-a ridicat pe tine Dumnezeu? Și dacă nu te-a ridicat Dumnezeu din acea situație în care omul ăla pe care acum îl compătimești, ascultă-mă bine, pe drumul vieții ăsteia, nu știi ce s-ar putea întâmpla cu tine, și Pavel îți dă un avertisment aici și zice: tu care stai în picioare, veghează bine la tine, ca nu cumva să fii și tu ispitit și să cazi. Și dacă e unul căzut, nu mai apăsa pe el, ci dimpotrivă ajută-l să se ridice. Ca să se întâmple asta, avem nevoie, așa cum v-am spus, de comunicare, de comparare și mai avem nevoie de transformare. Știți ce înseamnă asta? Că mila asta o poate crea în inima noastră Duhul lui Dumnezeu. Mă gândesc în această dimineață ca Duhul Sfânt, și îmi doresc să se atingă de fiecare persoană de aici. De toți cei care vin la biserică, sunt pe fly mode, adică, știți voi ce zic, telefonul se pune, adică scoale lor, îți văd de treaba lor, păstrez distanța, am văd de treaba mea. Mila lui Dumnezeu să-ți atingă inima prin Duhul lui Dumnezeu. E partea a doua, părții finale aplicative. Hai, te rog frumos, la pian, să mă ajut, să mă apropiu de sfârșit. Am zis că învățăm în mod practic: Doamne, ai milă. Am învățat în mod practic ce este mila lui Dumnezeu. Am văzut în text că mila asta are de-a face cu faptul că noi am fost mântuiți. Că noi cu puterile noastre nu puteam ajunge să fim mântuiți. Că nu puteam ajunge la viață veșnică pe baza faptelor noastre, și a trebuit ca samariteanul milostiv să coboare de acolo de unde era, să vină acolo unde eram noi, să ne îngrijească și să ne pună sub protecția bisericii. Dar la rândul nostru trebuie să avem milă. Și milă înseamnă sensibilizare și mai înseamnă ceva. Practic. Iarăși partea practică. Înseamnă ajutorare. Milă nu înseamnă doar poezie frumoasă. Milă nu înseamnă doar cuvinte frumoase. Milă înseamnă ce face samariteanul. Milă înseamnă să se dea jos de unde era, să facă metri ăia acolo, să nu-i pese de faptul că își pune propria viață în pericol. Milă înseamnă că torn, și a turna un de lemn înseamnă efort. Milă înseamnă să ridici pe omul ăla care pare mort, și foarte greu să ridici un om aflat în starea aia de inconștiență. Milă înseamnă să-l îngrijești. Milă înseamnă să iei din banii tăi și să dai. Asta înseamnă milă. Practic. Nu poezie. Practic. La poezii am fi pe primul loc. Am citit undeva o întâmplare simpatică despre un pastor scoțian. Scoțienii știți că sunt cunoscuți pentru zgârcenia lor. Care odată, având într-o biserică de sat, o familie greu încercată, o familie cu mulți copii la care moare mama, cheamă pe unul dintre cei mai bogați oameni din biserică, îl cheamă la biserică ca să-i povestească situația, sperând că omul va fi sensibilizat și va ajuta. Îl cheamă și îi spune întâmplarea în modul cel mai lacrimogen posibil. Și omul stă, îl ascultă, plânge împreună cu el și după ce termină, îl salută și pleacă. Biserica era o biserică veche și pastorul nostru, văzând că omul ăsta, după ce o plâns, nu face nimic, nu scoate bani să ajute cu ceva,
se roagă și zice, Doamne, fă Tu ceva. Acționează Tu asupra lui. Și spune întâmplarea că omul când dă să iasă din biserică, pentru că acoperișul era așa mai șubred, cade o bucățică din acoperiș direct în capul scoțianului nostru bogat. Și când îi cade bucata de țiglă, se sperie, zice, wow, dacă muream. Se întoarce înapoi, direct la pastor și zice, frate pastor, uite banii ăștia. Era jumătate din banii care, de care familia avea nevoie. Și omul se întoarce să meargă și când se întoarce să meargă, pastorul mai face rugăciune, Doamne, fă să mai cadă o țiglă. Ca să înțelegi că mila nu-i poezie numai. Ca să înțelegi că mila nu-i numai, mă, ce milă mi-a fost de el. Ce ai făcut? Am lăsat două lacrimi. Că mila nu înseamnă doar să ne uităm ca și cum ne-am uitat într-o rezervație naturală când trecem prin oraș, noi pocăiții, mergi și tu la restaurant vara și te uiți așa, vai, câți păcătoși, nici nu mă uit bine. Să nu se prindă păcatul pe mine. De parcă ai trece printr-o rezervație. Milă nu înseamnă numai să te uiți așa de la distanță, nu. Milă înseamnă să te duci, să ajuți, să ridici, să îndemni. Și treaba asta să te coste. Să fac eu ceva, să mă coste. Dar ajutorarea nu trebuie să fie una superficială, ci una serioasă. Mă întristează atunci când văd pe cineva zicând, a, uite, aveți nevoie la biserică de asta. Păi zice, asta nici nu mai am nevoie. Țineți-o voi. Și ce spune Biblia în Proverbe, în capitolul 22 cu 9, despre mila adevărată? Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. Nu din pâinea aia pe care zice, bă, asta nu mai, o mai mâncăm, nu, o aruncăm. Hai să o dăm la sărac. Nu dă din pâinea bisericii, că aici toți suntem experți. Ce ar trebui să facă biserica? Pe cine ar mai trebui să ajute? Nu, zice așa, dă din pâinea lui. Adică dacă te ajut, te ajut cu ceva care e bun pentru mine, nu cu ceva... Eu mi-aduc aminte că am avut experiența asta undeva prin sudul României când am făcut o strângere la un moment dat și am strâns chestii, am strâns pentru sinistrați. Dom'le, cineva a donat, nu voi uita niciodată în strângerea aia pentru niște sinistrați, a donat un lanț de bicicletă ruginit. M-am tot uitat la el și am zis, mă, ce să fac? Am luat lanțul ăla, m-am dus în fața oamenilor și am zis, cine o dă lanțul? Nimeni nu a avut curajul să recunoască. Am zis, să las aici, că știu că o să vă fie rușine, la sfârșitul programului să veniți să vă recuperați. Dumnezeu nu are nevoie de lanțul ăsta. Era un lanț rup, ruginit, nu mai era bun de nimic. Noi câteodată credem că asta înseamnă milă. Nu asta înseamnă milă. Omul milostiv dă din pâinea lui. Ajutorarea trebuie să fie serioasă. Dacă tot ajut, o fac cum trebuie. O fac până la capăt, nu pe jumătate, nu numai că torn puțin unde lemn, nu. Că Hristos nu doar că a coborât în lumea asta, ci Hristos a dus până la capăt pentru mine. Hristos a fost în grădina Ghețiman și când s-a rugat, Tată, dacă-i cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta, dar nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Și s-a dus până la capăt și a acceptat moarte și nu orice fel de moarte, ci încă moarte de cruce. Pentru că ajutorarea adevărată trebuie să fie serioasă. Să ne ajute Dumnezeu să facem lucrul ăsta în viața noastră. Aș vrea în momentele care vor urma, acolo unde sunteți, să ne pregătim de momentul acesta al cinei Domnului. Încă nu vă cer să vă ridicați. Aș vrea să rămânem în atitudine de rugăciune. Aș vrea să stați cu ochii închiși. În timpul acesta invit trupa să vină aici în față. Aș vrea să ne uităm la viața noastră. Dacă ajutorarea este serioasă, ea este și dezinteresată, pentru că Iisus n-a avut niciun interes când a venit pe lumea asta. Și aș vrea în momentele acestea, acolo unde ești, să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, te rog să mă ierți. Tu ai avut milă față de mine, dar eu n-am știut să am milă față de alții. Te rog, Doamne, atinge-te de inima mea. Mila lui Dumnezeu, pentru că în această zi am invocat mila lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ai milă, înseamnă sensibilizare, dar înseamnă și ajutorare.
În dimineața asta Dumnezeu te ajută. Și dacă ai păcătuit, Dumnezeu e credincios și drept. Dacă îți vei mărturisi păcatul, El este gata să-l ierte. Aș vrea acolo unde ești să-i spui: Doamne, ai milă de mine. Și vreau să-ți garantez ceva. Samariteanul milostiv, care e prezent prin Duhul Sfânt aici, se oprește în dreptul tău. Aș vrea să îndrăznesc să strigi ca altă dată orbul: Doamne, ai milă de mine. Să strigi la fel ca femeia cananită care avea o fetiță demonizată: Doamne, fiul lui David, ai milă de mine. Spune lui Dumnezeu astăzi, pentru că urmează să stăm la masa Domnului: Doamne, ai milă de mine. Și vreau să-ți garantez ceva. Când dragostea Lui, El n-a venit în lumea asta, Iisus Hristos n-a venit în lumea asta să o judece, ci ca să o mântuiască, în această dimineață se oprește în dreptul tău. El ridică povara vinovăției tale și spune și ție: eu te-am iertat, du-te și tu și ierți, să ierți mai departe. Eu te-am ajutat, mergi și tu și ajută mai departe. Poate ești împotmolit în vreun păcat. În această zi, Dumnezeu te ridică din starea de păcat. Aș vrea în momentele care urmează să ne ridicăm împreună în picioare. Vă invit să veniți aici în față, frați slujitori. Și aș vrea să continuăm să ne închinăm lui Dumnezeu. Ne pregătim pentru masa asta specială. Masa asta în care, în modul cel mai practic, am învățat ce este mila lui Dumnezeu. Și spunem Domnului: Doamne, te rog, atinge-te de noi în această zi. Vreau să continuăm să ne închinăm lui Dumnezeu și să pregătească Duhul Sfânt inima noastră.